Daniela, din 14 martie te putem vedea din nou pe marile ecrane într-un film care se numește Condamnat la viață. Ne poți da mai multe detalii despre rolul tău în acest film? Este un personaj foarte frumos. Este vorba despre Silvia, soția doctorului, care face parte din elita unui sat din Transilvania, din timpul celui de-al doilea război mondial. Este căsătorită de mult timp, are o fetiță mare de 12 ani, parcă, dacă mai țin bine minte, sau 13. E un personaj submisiv și fricos. Indicația regizorului a fost să creăm împreună un personaj care să fie, asta a fost indicația, să fie înghețat de spaimă, împietrit de panică. Și asta am și jucat. E foarte îngrijorată de ceea ce se întâmplă, atât pentru ea, cât și pentru fiica ei, pe care o iubește foarte mult. Nu se relaxează decât la final, când toată povestea s-a încheiat și o să vedeți cum. Dar pe tot parcursul filmului, ea este îngrijorată, înspăimântată, înghețată de frică. Ți-a fost greu să intri în acest rol? Nu mi-a fost greu să joc acest rol, pentru că îmi iubesc profesia și cea mai mare bucurie a mea e să pot să creez personaje cât mai diferite, să fie diferite de ceea ce sunt eu în viața de zi cu zi. Și cu atât mai onorant a fost că am făcut parte dintr-un proiect atât de important și amplu, jucând cu actori de calibrul celor doi, dar și actori foarte buni din România. Pentru că să știți că și Gheorghe Visu și Alexandru Bindea și Nicodim Ungureanu, toți au fost la un nivel foarte înalt. S-a filmat profesionist. Cum a fost lucrul cu cei doi actori pe care i-ai menționat? E vorba de Harvey Keitel și Gerard Depardieu. Cum sunt ei pe platourile de filmare? Să lucrez cu Harvey Keitel și cu Gerard Depardieu pe același platou a fost cea mai frumoasă experiență din cariera mea de până acum. Atât pentru faptul că sunt într-adevăr doi actori impresionanți, cât și datorită felului diferit de a aborda partiturile, în sensul că Harvey Keitel are un stil analitic, el gândește fiecare gest, fiecare privire a personajului, el construiește personajul foarte bine din punct de vedere mental, e o construcție foarte bine pusă la punct, pe care apoi o animează cu talentul pe care îl are și creează un personaj veridic, viabil. La celălalt pol este Gerard Depardieu, care are un stil mult mai relaxat, mi s-a părut, care improvizează în permanență. Acest lucru dându-i foarte multă viață. El e un personaj foarte viu în sine, dar și la lucru e această viață, această senzație de autentic, de naturalețe, e dată de faptul că este foarte atent la tot ceea ce primește din jur și reacționează cu foarte mare concentrare la tot stimulii care vin din exterior. Nu pot să spun care variantă e mai bună, pentru că rezultatele sunt în ambele cazuri extraordinare. E adevărat că din punctul meu de vedere lucrez mai mult ca Harvey Keitel, în sensul că construiesc stil de simț mai apropiat. Da, construiesc foarte bine personajul din partitură, din discuțiile cu regizorul, să văd cum își dorește el să fie acel personaj. Pentru că eu, ca actor, pot să fac un personaj în mai multe feluri. Dar îl fac în felul în care îl dorește regizorul. Pentru că el are viziunea de ansamblu a filmului, el știe ce vrea cu opera sa și atunci tu trebuie să-l ajuți ca actor, jucând ce își dorește el ca regizor. Și, într-adevăr, după aceste discuții și această construcție mentală pe care o am din partitură, din viziunea regizorală, am un chenar în care știu că trebuie să încadrez acel personaj, după care urmează să umplu acest chenar cu sentimentele, reacțiile, acțiunile specifice necesare pentru ca acest personaj să fie credibil. Pe de altă parte, nu poți să rămâi doar la această construcție mentală, pentru că dacă nu ești foarte atent și să adaugi, să îmbogățești personajul cu tot pachetul de reacții și de
atenție concentrată pe termen scurt de care e nevoie pentru ca personajul să fie viu, nu e decât o construcție și e corect din punct de vedere tehnic, dar nu e un personaj viu. Și ceea ce ne dorim... Ai de actor, nu? Absolut. Mulțumim mult, Daniela, și succes. Mulțumesc și eu.